Ion Bostan din Arfeu avea grijă de vacile din comună. Bărbatul se întorsese acasă de la muncă și descărca niște saci cu prune dintr-o căruță când a simțit o înțepătură la ureche. Omul știa că este alergic și avea în casă pastile care să-l salveze în caz că îl înțeapă o insectă. Prima reacție a soției a fost să-i dea 3 pastile antialergenice și apoi să o sune pe asistenta medicală din sat. La ultima căruță a mușcat-o deasupra de ureche și el a avut da. Și a picat jos. Am sunat eu ambulanța imediat. Pe urmă am avut niște hemii și am plecat, dar până am găsit o mașină a durat un pic. Era inconștient el când am ajuns acolo. Am sunat înapoi la ambulanță, mi-au zis că sunt pe aproape, erau pe la Corbeni. Au venit smurdul, au văzut că e inconștient și dumnealor mai avea, nu știu, l-au monitorizat. Echipajul Smurd, chemat de urgență, a plecat cu el spre spitalul din Curtea de Argeș, iar la 10 km s-a întâlnit cu o ambulanță. Medicii au oferit primul ajutor, dar pacientul a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitat fără succes 10 de minute, iar doctorul de pe ambulanță a declarat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga din Curtea de Argeș în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.